Parlamentul începe mâine prima sesiune din acest an, sesiune care se anunță una plină privind agenda legislativă. Energia, certificatul verde și desfințarea secției speciale sunt punctele fierbinți de pe agenda parlamentarilor. Elvira Costache ne spune mai multe despre aceste proiecte de pe masa aleșilor. O ascultăm. Bun găsit! La Parlament începe o nouă sesiune săptămână aceasta cu o urgență. Reducerea factorilor la energie, Senatorii și deputații urmează să aprobe ordonanța de urgență recent emisă de guvern privind noua schemă de compensare și plafonare și ar putea extinde perioada de aplicare și la luna ianuarie, așa cum ar dori PSD. Ordonanța a intrat deja pe traseul legislativ al Senatului, iar biroul permanent a stabilit 15 februarie termen limită pentru depunerea raportului comisor de specialitate. Senatul va dezbate documentul ca primă cameră sesizată, urmând apoi să fie înaintat Camerei Deputaților, care este for decizional. Tot în domeniul energiei, liberalii au solicitat adoptarea rapidă a legii offshore, care ar debloca proiectele de extragere de hidrocarburi din Marea Neagră. Documentul urmează să fie revizuit în prima jumătate a acestui an. Un proiect de lege care a rămas în dezbaterea Camerei Deputaților încă din sesiunea trecută este cel care instituie obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă. Documentul a fost inițiat de PNL și prevedea inițial doar pentru personalul medical această obligativitate. Potrivit unor modificări propuse de senator, certificatul s-ar putea aplica tuturor categoriilor de angajați, cu anumite excepții. După multe discuții în Senat, documentul a fost respins la vot și ar urma ca deputații să dea votul final. Un alt proiect de lege important, cel inițiat de Ministerul Justiției pentru desfințarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, va ajunge și el în Parlament, în prima parte a lunii februarie. Ministrul Cătălin Predoiudă dea asigurări că secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție va fi desfințată până la finalul lunii martie.